Nu puține au fost cazurile în care o parte dintre clienții unităților bancare au reclamat faptul că anumite condiții prevăzute în contractele încheiate sunt abuzive sau ilegale. În mai puțin de un an și jumătate, aproape 40 de giurgiuveni au depus sesizări la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor cu privire la comisioanele ilegale sau abuzive percepute de bancă, rate calculate incorrect sau operațiuni în cont fără acordul petentului. Din cele 39 de cazuri, 10 au constituit reclamații nejustificate, 12 au fost redirecționate către comisariatele de pe raza cărora intră în atribuții și 4 au fost rezolvate pe calea amiabilă. În prezent, 4 dintre aceste sesizări sunt în curs de analizare. Instituția noastră din perioada ianuarie 2013 și până în prezent sunt înregistrate 39 de reclamații. Majoritatea reclamațiilor au fost cercetate de instituția noastră în situația în care sediul social sau punctul de lucru a unității bancare se află pe raza teritorială. 12 reclamații au fost redirijate către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. La acest moment sunt în curs de cercetare 4 reclamații. Principalele aspecte reclamate de petenți se referă la existența unor clauze contractuale abuzive, perceperea unor comisioane abuzive considerate de către petenți abuzive sau calculare incorrectă a ratei lunare aferente creditelor contractate de către petenți. În 3 dintre cazurile reclamate au fost restituiți 2.262 de lei. Potrivit datelor furnizate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Giurgiu, în această perioadă nu au fost constatate abateri privind clauzele contractuale.